Plâng saltelele sub sportivii de la lupte. Uriași din toate colțurile lumii au venit să se antreneze în România. Aici au dat peste românul care nu se chinuie să slăbească. Din contră, trebuie să mănânce ca să se mențină la 130 de kilograme. Hai România! Luptătorul Alin Alexiuc e cel mai fericit sportiv. N-are nicio presiune să slăbească, ci doar să-și întreține cele 130 de kilograme. Ți s-a întâmplat vreodată să suferi de foame? Da, sufeream înainte când făceam 96 de kilograme, că trebuia să slăbesc foarte mult, aveam de slăbit 14 kilograme. La Jocurile Olimpice de la Rio, atunci am slăbit foarte greu. Nu beam nici apă, nu numai că nu mâncam. Atunci tângeam după orice mâncare. Orice aș fi mâncat atunci. Uriașul Alexiuc din Amovișe are ca obiectiv podiumul la mondialele de luna viitoare, ca să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris. Medalia olimpică e visul meu de când mi-am dat seama ce înseamnă Jocurile Olimpice. Alexiuc se antrenează cu un egiptean, singurul de la categoria lui. La Izvoran se mai pregătesc sportivi din Coreea, India, Algeria, dar și un moldovan, campion mondial și european. Noi suntem ca la noi acasă pentru că avem câteva ore de mers, dar cum suntem același neam.